Încep prin a vă mulțumi pentru că ați răspuns pozitiv invitației noastre într-o zi atât de călduroasă și la o oră în mijlocul zilei. Vreau să vă prezint invitații noștri de astăzi, pe domnul Victor Negrescu, președintele PES Activist România, fostul ministru al delegat pentru afaceri europene, și pe Mihai Caradaică, un bun coleg de-al nostru, care împreună au muncit pentru a scoate o carte care cred că ne va fi nouă de folos în viitorul care ne așteaptă destul de tumultos. Vreau să profit de această ocazie pentru a-l felicita pe domnul ministru Victor Negrescu pentru activitatea pe care a desfășurat-o în cadrul ministerului. Poate o parte dintre dumneavoastră știți că în subordinea dumnealui s-a regăsit întreaga pregătire a președinției României la Consiliul Uniunii Europene. O președinție, așa cum foarte mulți o apreciază acum. Mulți nu știu că în spatele acestei președinții există, a fost o muncă foarte, foarte anevoioasă și, în mare parte, această muncă a fost coordonată de Victor Negrescu. Vreau să-l felicit și să-l aplaudăm pentru munca pe care a făcut-o pentru România. Nu vreau să întârzi foarte mult începerea evenimentului. Îi dau microfonul domnului Mihai pentru a vă povesti mai multe despre acest moment. Bună ziua, mulțumesc mult! Cartea Stânga și Agenda Socială a României este un proiect care am început acum un an și jumătate, când am început să colaborăm cu editura Tectonic, la care am scos cartea, de pe site-ul căruia vă invit pe toți să o puteți achiziționa online, pe site-ul editurii Tritonic, tritonic.ro. Noi avem și câteva exemplare, dar din păcate nu cred că avem suficiente pentru toată lumea. Este un proiect academic pe care Fundația Stânga Democratică l-a început, cum am spus, de un an și jumătate, într-un context în care populația României o parte din populația României se află în risc de sărăcie, mai precis 38%. Ăsta a fost contextul în care am decis să scoatem această carte. Inegalitatea în România este cea mai mare din Uniunea Europeană. Mai exact, prima cincime a populației României câștigă de 7,2 ori mai mult decât ultima cincime a populației, într-o medie a Uniunii Europene de doar 5,2. Aproape jumătate din copiii României trăiesc în risc de sărăcie. Și în acest context am făcut apel la mai mulți intelectuali din societatea civilă, intelectuali de stânga, care au răspuns pozitiv și așa a apărut acest volum, Stânga și Agenda Socială a României, după cum am spus, coordonat de Fundația Stânga Democratică, împreună cu Fundația Friedrich Ebert Stiftung. Temele pe care le puteți regăsi în acest volum, dimensiunea de gen, politici educaționale, ajutoarele sociale, aici este o temă extrem de sensibilă, mai ales în discursul dreptei în societatea românească, combaterea sărăciei, bugetul participativ, situația persoanelor cu dizabilități și provocările tehnologiei. De ce stânga? Noi considerăm că principala valoare, așa am centrat cartea în jurul conceptului de egalitate. Și am spus noi încă de la început că orice mișcare politică sau partid care vrea să se revendice ca fiind de stânga și vrea să creeze politici de stânga, trebuie să aibă trebuie să se bazeze pe acest concept al egalității. Tocmai de aceea temele pe care o să vorbesc astăzi, așa, cât mai pe scurt cu putință, pentru că nu am foarte mult timp la dispoziție, se concentrează toate în jurul egalității. În această carte au scris autori precum Vladimir Basti, profesor universitar, care a vorbit despre problemele și politicile sociale ale guvernărilor României,
Iulian Stănescu, care vorbește despre agenda socială și politicile publice din România. El creionează o agendă socială pentru România în contextul perioadei actuale, caracterizată de pesimism social, instabilitate politică și creștere economică. Despre ce înseamnă dreapta și stânga, diferențele între dreapta și stânga și despre riscul ca partidele de dreapta sau de stânga să devină populiste în viitor apropiat, Matteo Zanellato, și el doctorant la SNSPA, ajutoarele sociale între mit și realitate, un articol foarte, foarte interesant cu date obținute de la Ministerul Justiției, Muncii și Justiției Sociale, pardon, care tocmai demontează acest mit al dreptei, cum că în România sunt milioane de asistați sociali, iar partidele de stânga cheltuie foarte mulți bani pentru a ține pe acești oameni care nu muncesc. Datele din această carte vă vor arăta exact contrariul a ceea ce afirmă partidele de dreapta la noi. Despre antreprenoriat în România și de ce antreprenoriatul este întâmpină foarte, foarte multe dificultăți la noi. Avem și un capitol pe educație, manifestarea inegalității sociale în sistemul de învățământ din România, Sebastian Țoc, cercetător la Academia Română, profesor universitar, iarăși Alina Dragolea, strategiile antisărăcie și egalitatea de gen, demonstrează de ce sărăcia în România are și o dimensiune de gen, de ce femeile sunt mai expuse la sărăcie decât bărbații. Bugetarea participativă, ce înseamnă un buget participativ? Un buget la care pot participa și cetățenii, este un concept nou, care am înțeles că a fost aplicat prin Cluj. Adică o parte din bugetul autorităților locale, o parte din el, cetățenii pot decide pe ce se poate, sau cum se pot cheltui acei bani. Comerțul echitabil, o nouă formă de consum social, articolul scris de Victor Negrescu, dacă pot să vă spun mai multe despre contribuția lui. Iarăși mai avem marginalizarea și excluziunea socială, politicile publice în domeniul dizabilității, reformă, consolidare expertiză. Colegul nostru Matei Ghigiu, care din păcate a încetat din viața anul trecut. Și cam asta este structura cărții. Sper să o găsiți interesantă, sper să vă placă și să o găsiți utilă în ceea ce faceți dumneavoastră, să vă inspire și cam atât. Mulțumesc mult! Mulțumim frumos, domnul Caradaică. Sper să ne fie de folos și o mare parte dintre noi să ajungem să punem în practică ceea ce dumneavoastră ați conceput acolo. Mai departe o să las pe domnul Negrescu să ne povestească despre ceea ce dumnealui a introdus în această carte și, eventual, dacă sunteți dispuși pentru o dezbatere interactivă pe problemele sociale ale momentului și, de ce nu, ale localității noastre. Mulțumesc! În primul rând, bună ziua, mă bucur să avem ocazia să ne reîntâlnim astăzi la Giugiu, să avem o discuție despre tema acestei cărți, stânga și agenda socială a României. Și mulțumesc colegului nostru, George Pălălău, pentru organizarea acestei frumoase întâlniri și organizării PES Activist Giugiu, pentru faptul că s-a implicat în a organiza astăzi o dezbatere, sperăm noi, interactivă, despre această temă de actualitate. Adică, practic, cum putem face în așa fel încât în România să existe mai multă echitate. De ce nu poate mai multă egalitate? Mai multe șanse, mai multe oportunități, în așa fel încât fiecare cetățean, fiecare individ să-și atingă potențial. De fapt, tema acestei cărți, așa cum a spus colegul meu, domnul profesor Caradaică, are ca menire să atingă câteva din subiectele sensibile din societatea românească, subiecte sociale pe care de foarte multe ori le ignorăm. Sau le tratăm, sau le discutăm într-o manieră, din păcate, superficială. Dânsul a menționat o parte din temele abordate în această carte și a menționat subiectul celor care beneficiază de prestații sociale. Și de foarte multe ori auzim la televizor spunându-se că sunt foarte mulți beneficiari de ajutoare sociale, fără să ne uităm la cifre. Undeva la 250.000 de români care beneficiază de aceste tipuri de ajutoare sociale, persoane care de foarte multe ori
fie au un handicap, o dizabilitate, fie din nefericire nu se află în posibilitatea de a lucra, ignorându-se de fapt că există mai multe categorii de soluții sociale și mai multe categorii de oameni care beneficiază de sprijin, unii beneficiind într-o manieră corectă, și de aceea ar trebui să vorbim inclusiv despre acest subiect. Dar revenim puțin la contextul acestei cărți. Cum a spus și colegul meu mai devreme, această lucrare, această idee a unei cărți despre stânga și agenda socială a României a apărut în urmă cu un an și jumătate la nivelul Fundației Stânga Democratică, o inițiativă pe care am demarat-o în urmă cu mai mulți ani pentru a aduna împreună oameni care gândesc spre tot ceea ce înseamnă partea socială a României, spre nevoia de a dezvolta politici care să ne permită nouă să, așa cum am spus și mai devreme, să ne atingem potențial. Și în jurul acestei fundații am adunat, cred că undeva la 50-60 de oameni care au idei de stânga, care nu sunt membri de partid, sunt oameni care pur și simplu vor să contribuie prin ceea ce au învățat la tot ce înseamnă dezvoltarea României. O dezvoltare care trebuie să fie, într-adevăr, sustenabilă. Și dezvoltarea sustenabilă înseamnă să creeze acele mijloace prin care țara se poate dezvolta, poate combate inegalitățile și poate să inițieze acele demersuri care să-i asigure o creștere pe termen lung. O creștere care, evident, poate conduce la creștere de venituri, la creștere, evident, de salarii, de pensii, la dezvoltarea infrastructurii, fără să ne fie teamă de ziua de mâine. De fapt, o dezvoltare sustenabilă, și cam asta este ideea acestei cărți, presupune ca la finalul zilei societatea, guvernul, decidenții să facă tot posibil să nu mai lase pe nimeni în urmă. Să facă tot posibil în așa fel încât atunci când dezvolți o politică să te asiguri că toată lumea poate beneficia de pe urma acelei măsuri luate. Pentru că, să știți, de foarte multe ori ni s-a spus că ar trebui să ne concentrăm doar pe viața noastră privată. Să ne concentrăm doar pe familia noastră, doar pe viața noastră profesională, să ignorăm pe ceilalți din jur, ca și cum ar fi ceva rău să lucrăm cu ceilalți. Asta s-a promovat în ultimii ani. Un individualism exacerbat care ne-a condus să ne fie teamă de ceilalți. Să ignorăm pe ceilalți. Să nu interacționăm cu ceilalți. Crezând că dacă noi stăm în bula noastră personală, în jurul vieții noastre private, celelalte lucruri din jurul nostru nu ne vor atinge. Ori acest lucru este fals. Noi, cei de stânga, realizăm că, dincolo de ceea ce reușim noi personal, interacționăm, fie că vrem sau că nu vrem, cu ceilalți. Ce înseamnă lucrul acesta? Când mergi pe stradă, chiar dacă mergi într-o mașină frumoasă și vezi niște oameni care cerșesc, este bine lucrul acesta? Nu e bine. Când mergi la școală și copilul tău este întrebat cine sunt părinții, uneori se mai întâmplă. Este bine sau nu este bine? Când mergi la școală și profesorul nu e suficient de bine plătit, este bine sau nu este bine? Când mergi la spital și nu sunt toate echipamentele medicale de care avem nevoie, este bine sau nu este bine? Nu contează care este reușita ta individuală, dacă nu faci lucruri împreună. De aceea este importantă și contribuția prin impozite și taxe pe care o faci la nivel național sau la bugetul local. Pentru că toate aceste sume împreună ar trebui să ne permită nouă să asigurăm o dezvoltare sustenabilă pentru toată lumea. În așa fel încât cel care trăiește mai puțin bine decât ceilalți să poată beneficia de acele lucruri de care ar trebui să beneficieze orice individ. Asta înseamnă să combatem, evident, sărăcia, asta înseamnă să oferim oportunitatea unui viitor pentru toți. Nu este simplu să faci lucrul acesta, nu este simplu să vorbim despre aceste chestiuni, chiar dacă ele pot părea un pic generaliste. Dar ele se bazează pe lucruri concrete. Lucruri concrete care se întâmplă în anumite state din această lume. Fie că vorbim de țările nordice, fie că vorbim de alte zone, alte țări care dezvoltă politici cu această menire. De a reduce inegalitățile, de a da oportunități egale pentru toți. Practic, lucrarea noastră este o invitație la dialog pe o serie de teme, pe o serie de subiecte și mai ales caută să arate că există oameni de stânga în România, există intelectuali de stânga care caută să contribuie la o dezbatere reală despre ce fel de Românie ne dorim pe viitor. În contextul în care 4 din 10 copii din România sunt afectați de sărăcie, astăzi, mai mult ca oricând, este important să vorbim de reducerea inegalităților. În contextul în care avem aproape 4 milioane de români în țara noastră care riscă să fie în acest prag al sărăciei, atunci trebuie să vorbim despre egalitate în această țară. În contextul în care, inclusiv un guvern de stânga, a scos 800.000 de persoane din deprivare materială, trebuie să vorbim despre reușitele unor politici pentru a combate sărăcia.
În contextul în care avem nevoie de investiții în infrastructură, în educație, în sănătate, trebuie să vorbim cum putem face lucrurile acestea. Ca, într-adevăr, să avem o infrastructură educațională și de sănătate de care, evident, putem profita cu toți. Acestea sunt subiecte reale, lucruri care ne confruntăm în viața de zi cu zi. În lucrare, colegii mei au căutat să analizeze aceste aspecte, dar și să ofere o serie de soluții concrete, folosind exemple din toată lumea, dar de ce nu inițiem noi demersuri, cum e exemplul acela menționat de colegul meu al bugetului participativ. Un mod prin care cetățeanul poate dicta, poate influența agenda publică, locală, în așa fel încât bugetul să fie repartizat în mod corespunzător, într-un mod care să corespundă cu așteptările sale. Dar pentru a face acest lucru, trebuie să formezi publicul, trebuie să-l informezi, trebuie să le duci, de ce nu, în așa fel încât să poată accepta aceste chestiuni. În carte se mai vorbește și despre antreprenoriat, ce înseamnă antreprenoriatul social, dar cum poți face ca antreprenorul să aibă o șansă reală. Pentru că nu e suficient să finanțezi doar pe cineva să-și creeze o companie. Stresul prin care trece un antreprenor e un stres pe care, sau un stres care costă acel antreprenor. Îi costă sănătatea de foarte multe ori. Stresul acela de a plăti salariile la finalul lunii e un stres care e greu de înțeles pentru cei care nu au această experiență antreprenorială. Dificultatea prin care trece inclusiv acest tip de individ, acest tip de om care urmează o carieră antreprenorială, trebuie să vorbim inclusiv despre aceste aspecte. Trebuie să vorbim inclusiv despre cel din corporații, care nu are orele suplimentare plătite, care nu are viață privată, pentru că este de foarte multe ori împins să lucreze mai mult pentru un venit, spunem, decent, dar mai mult dincolo de limitele normale. Sunt foarte multe subiecte care pot fi atinse. Eu în această carte am căutat să vin cu un capitol care vorbește despre comerț, comerțul echitabil, de fapt despre această idee foarte clară, că temele economice nu sunt de dreapta. Temele economice sau dezvoltarea sustenabilă reprezintă un subiect care este eminamente de stânga. Eu personal, și voi termina cu aceste lucruri, m-am săturat și chiar mă lupt împotriva celor care caută să ducă anumite subiecte doar în zona de dreapta a politicii românești. A fi pro-european, de exemplu, nu înseamnă că ești de dreapta sau de stânga, înseamnă că ești pro-european. Eu zic că înseamnă că să susții ceea ce a început acum mulți ani. Parcursul european al României, stabilit, zic eu, sau influențat puternic de stânga românească. A pune un hashtag pe rețelele sociale nu înseamnă că ești de dreapta. Pentru că noi puneam hashtag-ul și înainte să-l folosească dreapta. Așa că nu e o chestiune care este stigmatizată sau care este identificată doar cu dreapta. A avea oameni care contribuie cu lucrări și care vor o abordare, o dezbatere, zic eu, profundă despre temele societății românești, nu înseamnă că ești de dreapta. Și oamenii de stânga fac lucrul acesta. Deci sunt foarte multe chestiuni despre care putem să vorbim. Și mai ales căutăm prin lucrarea noastră, prin această carte, să vă invităm la o dispatere profundă despre temele sociale în României, despre viitorul României, despre dezvoltarea sustenabilă, despre dezvoltarea stângii românești, despre istoria stângii românești, care are peste 126 de ani de istorie în România. Sunt foarte multe subiecte despre care putem să vorbim, așa că vă invităm să citiți această lucrare, să discutăm astăzi, în așa fel încât împreună să înțelegem mai bine ce avem de făcut de acum încolo. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Negrescu, pentru scurta prezentare pe care ne-ați făcut-o și, așa cum am spus puțin mai devreme, trecem la partea a doua a întâlnirii noastre pentru o dezbatere interactivă și dacă dintre dumneavoastră există întrebări sau propuneri, sugestii pentru a continua această discuție, vă rog să le adresați. Da. Cum se raportează stânga românească la nou marxismul american? Stânga românească e greu de... Sunt, mai ales prin București, au apărut cercuri de stângiși mai radicali care împărtășesc această viziune, însă la Fundația Stânga Democratică nu mergem atât de departe. Noi suntem de stânga, asta nu înseamnă că dorim revoluție, că dorim un sistem dictatorial în România sau să revenim la ce a fost înainte de 89 sau că nu avem legături și nu păstrăm legături cu doctrina oficială marxist-leninistă din... Atenție! Discutăm de
ceea da. Ce Trump, de exemplu, definește neomarxismul american, care înseamnă Elizabeth Warren, de exemplu, viitorul unul din candidații la președinția Americii, care este, cred că, mai liberală decât unul dintre liberalii noștri de pe aici, pe american. Mă așteptam să îmi spuneți despre diferențele sau asemănările pe care le aveți apropo de inegalitățile de gen, care sunt un subiect în state și mai puțin un subiect în România și în Europa, dar în România este aproape inexistent. Deci este un subiect tratat, evident, de colegii noștri care se ocupă de acest domeniu de activitate. Dar ce spuneți dumneavoastră cu Bernie Sanders și alte alți, da, mai nou parlamentari americani care vorbesc despre nevoia de a combate inegalitatea? Da, acesta e un subiect real. Trăim într-o societate care, din nefericire, cunoaște o creștere a inegalităților. Chiar dacă vedem o creștere generalizată a ceea ce înseamnă situația materială a fiecăruia, în realitate avem o creștere a decalajelor între cei mai bogați și cei care, evident, sunt în parte de cu mai puține oportunități din societate. Și trebuie să vorbim despre aceste chestiuni. E normal ca fiecare să poată să-și atingă obiectivul, să-și atingă țelul, să-și atingă potențialul. Dar o societate tot timpul trebuie să se regleze. În contextul în care nu sunt mecanisme pentru redistribuția socială a bogăției, atunci aceste inegalități devin și mai mari, și mai accentuate, conducând de foarte multe ori la reacții. De exemplu, vestele galbene în Franța, care de fapt sunt dobândite o reacție a acestei inegalități în creștere. Sau în alte zone, da, ale lumii, unde oamenii ies în stradă și sunt nemulțumiți de acest fapt, că, într-adevăr, nu s-au mai făcut suficiente în așa fel încât să existe mai multe oportunități pentru cei care nu au, din păcate, venituri consistente. Și în sensul acesta, evident, cartea noastră invită puțin la dezbatere și în jurul acestei teme de actualitate, fără să ne fie teamă să ne asumăm anumite chestiuni sau anumite declarații. Eu cred că, într-adevăr, în America, în momentul de față, avem o dezbatere foarte accentuată despre ce înseamnă viitorul stângii în ansamblul său. Acum, eu personal nu merg chiar într-o latură definită prin acel concept. Dreapta, de obicei, caută să pună această etichetă de marxism pe tot ce înseamnă lupta împotriva inegalităților. Eu nu cred că este corect și cred că noi de stânga putem fi de stânga având referințe intelectuale, democratice, aș putea spune. Există autori care, evident, au avut acest tip de abordare în trecut. Și în România, astăzi, avem o diversitate a stângii. De fapt, marea problemă a forțelor politice din România, de stânga, a fost să înțeleagă această diversitate în creștere a stângii românești. Există oameni care sunt mai la stânga, mai ales în zona orașelor mari, există oameni care sunt mai centriști, dar eu cred că există un concept central care poate uni toate aceste dimensiuni ale stângii. Mă refer aici la conceptul de democrație. Pentru că eu cred că ideea aceasta de a oferi șansa persoanei, omului, individului, de a se exprima, de a face propriile alegeri, într-o măsură mai mică sau mai mare, în funcție de identitatea de stânga pe care o ai, reprezintă un lucru care unește stânga. Eu cred că în România, stânga politică a uitat să se lupte pentru mai multă democrație, deși originile sale se bazează pe această luptă pentru mai multă democrație. Stânga românească, da, care a început ea să existe în urmă cu peste 126 de ani ca și formațiune politică, a început mișcarea sa în România luptând pentru combaterea inegalităților, pentru dreptul la vot pentru toată lumea, indiferent de venitul lor, pentru dreptul la vot pentru doamne, pentru mai multe drepturi pentru cei care trăiesc la marginea orașelor, pentru cei care trăiau în comunitățile mici, pentru muncitori și așa mai departe. Adică asta e originea stângii românești, despre care trebuie să vii mai mult. Inclusiv în anii 90, stânga românească de principiu a reapărut, promovând această idee a unei democrații consolidate în România. Și trebuie să vorbim inclusiv despre acest aspect. Eu cred că următoarea dezbatere pe viitor, cel puțin în politica românească, se va concentra în jurul tipului de democrație pe care îl dorim în România. Eu personal nu doresc o democrație care să depindă doar de un singur om sau de o singură funcție în statul român.
cred mai mult într-o democrație unde, evident, avem mai mulți reprezentanți care dezbat în mod real între ei și care generează, zic eu, sau sper eu, un rezultat sau o politică publică care poate fi de ajutor pentru dezvoltarea sustenabilă a României. Dacă mai sunt și alte persoane, domnul director, domnul vice, vă rog frumos. L-aș întreba sau ne-am întrebat ce facem, nu ce face dânsul, ce face cu toții de a aduce în Stânga Românească, pentru că acest concept nu e studiat. Ce facem să aducem inversul? Să aducem tineretul către Stânga Românească, nu cum este acum. În Stânga Românească sunt majoritatea oamenilor care au trecut de a doua tinerețe. Atunci când sunt copii tineri spre, eu știu, o vârstă de 30 de ani, încep cu partea dreaptă, ne încercând niciun pic, și vedem acum în zilele noastre, mai ales în ultimele, să vadă ce e stânga. Suntem, văd eu, izolați. Ei când vin din școală, din facultate, au o ură împotriva Stângii Românești. O vedem în ultimii ani, mai ales. Ce trebuie să facem să acest concept să fie introdus? Avem și tineri care sunt de Stânga Românească, dar m-aș bucura ca acești tineri să-i aducem în gândul după cei care trebuie să le dăm funcții. Cei care, într-adevăr, gândesc de stânga, dar să înțeleagă de mici ce înseamnă stânga. În urmă cu mulți, mulți ani, învățam la filozofie anumite concepte. M-aș bucura dacă am putea să aducem din frage de copilărie, să zic așa, și oameni către stânga. Pentru că e posibil ca după 40-45 de ani, acești oameni să meargă spre stânga, dar până atunci ei sunt de dreapta. Ce putem face să ne îndreptăm spre acest deziderat? Tineri, mai mulți, în politica de stânga. Eu zic că am început bine. Avem o sală plină și mulți oameni de tineri, inclusiv în sală. Deci înseamnă că este interes. Acum, eu aici caut cum să formulez, evident, răspunsul, fără să fiu și prea critic, dar o să încerc să fac lucrul ăsta. Eu cred că tinerii sunt de stânga. Ideea este cum facem, într-adevăr, ca acțiunea politică de stânga, care se revenică de stânga, să fie și mai mult de stânga. Tinerii în România zic că sunt de stânga și pentru că împreună cu Fundația Stânga Democratică am făcut un studiu și o analiză și 70% dintre tinerii din România identificau teme de stânga ca fiind teme în care ei credeau. Dar nu identificau partidele politice de stânga ca fiind, ca corespundând acestor așteptări. Mai exact, tinerii sunt interesați, în primul rând, de conceptul de libertate. E normal. Ești tânăr, ai viitorul în față, vrei să profiți de el. Nu vrei să ai bariere, limitări. Și atunci, politica de stânga trebuie să vină cu în sprijinul acestui demers. De exemplu, eu am propus în dezbaterea de la Congresul Partidului Social Democrat un proiect politic unde propunem, de exemplu, să scoatem limita de vârstă pentru a candida pe o funcție publică în România. Adică nu e normal să ai, de exemplu, 23 de ani sau 33 de ani pentru o funcție publică. Ok, oamenii nu vor vota automat o persoană de 20 de ani. Dar de ce să ai o barieră dacă tânărul poate deja să voteze de la 18 ani? Arăți tu, ca și om de stânga, că ești disponibil în a le da șansa să se exprime, să se implice în acest fenomen politic. Libertatea. A doua chestiune pe care își dorește, zic eu, tânărul, cel puțin pe reperele pe care le identificați în momentul respectiv, vrea să își poată atinge potențialul, obiectiv. Asta înseamnă să aibă acces la oportunități. Să aibă acces și la informare, de multe ori o problemă de informare, dar mai ales acces la oportunități. Adică ce înseamnă chestiunea aceasta? Înseamnă că atunci când
dorește să formeze un, să urmeze un parcurs educațional, acel parcurs educațional să-i fie disponibil, să beneficieze de sprijinul necesar. Atunci când dorește să se angajeze și nu are o experiență, să aibă șansa să acumuleze o primă experiență. Atunci când, evident, vrea să clădească o familie, tânărul deja care merge la o altă vârstă, să poată să-și clădească o familie fără să aibă această temere că nu-și permite, da, traiul de familie. Deci sunt foarte multe chestiuni despre care putem să vorbim. Stânga politică de foarte multe ori a oferit soluții la aceste aspecte. De foarte multe ori, să știți. Eu cred sincer lucrul acesta. Însă, nu le-a comunicat suficient, nu le-a explicat suficient și mai ales nu a căutat să explice de ce aceste politici publice implementate la nivel politic sunt motivate de o direcție pe care politica de stânga vrea să o dea țării. Nu e suficient doar să adopți, de exemplu, gratuitatea pe transportul feroviar. Trebuie să explici de ce acea gratuitate este necesară din punctul tău de vedere pentru dezvoltarea României și pentru soluții pentru tineri. Și există o explicație. Dacă tinerii sunt mobili, vor putea profita de această mobilitate pentru dezvoltarea lor personală, acumulând experiență și expertiză și experiențe personale în diferite zone ale țării, care să-l ajute pe acel tânăr să se adapteze și să facă mai ușor față provocărilor pe care le întâlnește societatea. Dar dacă dai o explicație, oamenii vor înțelege de ce faci. Dacă doar îi măsura, lumea va spune, e pomană. Pomană electorală. El a dat decizia, a fost dată acum 2 ani. Dar tot spunea lumea, tot lumea spunea acest lucru. Eu cred că asta trebuie să învețe stânga din România. Să se racordeze mai mult la așteptările tinerilor, să vorbească despre ele și, de ce nu, să aibă și comunicatori care pot vorbi într-o manieră credibilă, fie despre tineri, fie despre alte subiecte așteptate de cetățeni. Aici credibilitatea reprezintă o direcție care, cu siguranță, trebuie întărită în perioada următoare. Domnul Patriche, un vechi coleg de-al nostru și un om de stânga autentic. Vă rog frumos. Da, mă bucur că sunt aici. Salut pe domnul ministru pentru indicarea în apariția acestei cărți, împreună cu tot colectivul care a lucrat. Eu am pochetat și sunt, zic eu, social-democrat, om de stânga. Ce vreau să menționez aici, vis-a-vis de cifrele și datele pe care le-ați expus mai devreme. 4 milioane de persoane care sunt în pragul sărăciei versus 800 de mii de oameni care au fost ajutați prin politici sociale de către guvernele social-democrate sau de către politicile sociale din ultimii ani. Eu cred că pentru politici sociale corecte și coerente trebuie să ai politici economice bune, pentru că una fără alta nu se poate. Egalitate, echitate, democrație sunt cuvinte mari. Dar politici naționale complexe care să poată să pună de acord nevoia societății pentru ca social-democrația sau partidele de stânga să se poată bucura de programe sociale complexe ca să poată să asigure egalitate de șanse sau echitate, au nevoie de suport economic. Ori eu, care sunt implicat și în partea de antreprenoriat și în partea de primire din ceea ce reușește astăzi societatea din România să educe în școală, pe plan personal ca individ, dar și pe plan profesional ca persoană să primească acea expertiză și experiență, se lovesc de foarte multe probleme sistemice care nu pot fi reglate de noi, cei care suntem în, să zicem, în partea executivă a societății. Și trebuie implicare politică majoră, iar această implicare politică majoră, din ce am văzut eu în ultimii 30 de ani în România, este fragmentată aproape la fiecare 8 ani, ceea ce ați menționat și dumneavoastră prin mai devreme, prin faptul că cei care vin nu reușesc întotdeauna să pună în operă ceea ce își propun. Mă refer atât la partidele de dreapta, cât și la partidele de centru-dreapta, cele care au apărut mai recent în plecate din zona societății civile. Mai precis, văd o implicare punctuală și nu văd politici de genul celor cu acțiune pe termen mediu și lung, din care să putem să culegem rezultatele toți cei care suntem, să zicem, participanți în cadrul acestei societăți în România. Întrebarea mea este cum reușim, sau cum vor reuși cei din social-democrație sau partidele de stânga sau, în general,
lișichierul politic să se pună de acord ca să poată ca acele politici economice naționale și suficiente pe termen mediu și lung să aducă rezolvarea problemelor sociale din România, care, așa cum ați menționat, nu sunt puține și au nevoie de suport economic. Mulțumesc. În primul rând, nu avem un conflict între dezvoltarea economică și democrație. Eu cred că a le pune în opoziție ar reprezenta o foarte mare greșeală. Nu înseamnă că trebuie să renunți la libertățile tale pentru un trai mai bun. Nu. Poți avea un trai mai bun câștigând și mai multe libertăți. Cred că asta este, repet, o greșeală pe care stânga politică, din păcate, a făcut-o. Considerând că e mai important un subiect decât celălalt. Toate sunt importante. Totuși, suntem într-o societate unde am trecut prin Revoluție, unde am avut un lider, da, Ceaușescu, care a mers și a spus în fața protestului pentru libertate, a propus oamenilor să le dea salarii mai mari. Și oamenii au fost mai interesați de libertate. De aceea nu le-aș pune în luptă, în contradicție, într-o competiție aceste două elemente. Ele trebuie să meargă împreună. Pentru că, într-adevăr, dacă oamenii trăiesc mai bine, cu siguranță vor profita mai mult de aceste libertăți. Și vor înțelege ce înseamnă aceste libertăți. Pentru că nu e ușor să profiți de libertate în limita pe care, în limita decenței. Da? Pentru că libertatea ta se termină acolo unde începe libertatea celuilalt. Și asta e foarte important, un lucru pe care, din păcate, nu l-am învățat încă suficient. Acum, revenind la ce a spus dumneavoastră. Da, trebuie coerență în ce înseamnă direcția țării. Și aici eu am folosit conceptul de dezvoltare sustenabilă pentru că e un concept care a fost aprobat și în Națiunile Unite și România a semnat, care practic prezintă obiectivele de dezvoltare pornind de la niște indicatori. Accesul la apă potabilă, accesul la educație, discriminarea dacă este vorba de acces la educație, servicii medicale și așa mai departe. Sunt toate acolo detaliate. Cu liniuță. Fiecare indicator. Păi eu zic, dacă luăm acei indicatori, cred că sunt 120 ceva de indicatori, dacă iei pe toți aia și sputabil din toți, toate partele, păi ce, dom'le, facem să, cumva să ameliorăm acești indicatori? Nu o să avem aceeași idei, că nu cred că suntem toți la fel. Unii de stânga poate au o altă abordare, unii de dreapta o altă abordare, dar măcar avem niște direcții și obiective comune. Cred că am putea să găsim câte ceva în sensul acesta. Dar evident, pentru a putea atinge acest obiectiv, trebuie, cum a spus și mai devreme, foarte mult profesionalism, foarte multă coerență, oamenii potriviți la locul potrivit și trebuie, da, o abordare serioasă. Și eu aici sunt de acord cu dumneavoastră în totalitate și spun acum foarte ferm, nu e suficient doar să spui că salvezi România, că nu ai de ce, adică nu salvezi România de ceva. Trebuie să, într-adevăr, să muncești, să lucrezi, să înțelegi ce trebuie să faci pentru a ajuta România. Pentru a ne ajuta pe noi. Că nu este ca și cum acum o atacă cineva și mai departe. Nu, eu nu cred în chestiunea aceasta. Cred că mai degrabă trebuie să avem o abordare foarte, foarte coerentă în această privință și mie îmi place ca lucrurile să se întâmple repede, imediat. Nici eu nu mai am răbdare, sincer să fiu. Ca cetățean al acestei țări vreau ca decidenții să facă mai repede, mai bine, cu mai mult profesionalism, dar nu sunt dispus la, cum aș putea spune, la a risca totul pe cartea unui miraj sau unei povești că, vezi, Doamne, salvăm România de ceva în loc să ajutăm România. Mă bucur că... Da, continuă. Mă bucur că această dezbatere a devenit atât de interesantă pentru dumneavoastră și dacă mai sunt intervenții din public, Dragoș, tu? Cumva, domnul Patrick mi-a furat ideea, în ghilimele de rigoare. Același lucru vroiam să aduc și o discuție, deși este tangențial cu subiectul pe care îl abordăm astăzi. Și faptul că, o spun de multe ori și cred că nu sunt singurul, cu dovadă ce a spus domnul Patrick mai devreme, faptul că ar trebui, cel puțin, clasa politică mai veche, dacă pot să o numesc așa, cumva ar trebui ajuns la un consens prin care ei să-și asume și, de asemenea, clasa politică nouă, voi care sunteți tineri, noi care suntem tineri, cred că ar trebui ajuns la un consens, exact ce spuneai tu, Victor, mai devreme, faptul că sunt niște, că avem niște ținte, că vorbim de apă, că vorbim de, eu știu, școlarizare, că vorbim de învățământ, sănătate și așa mai departe. Cred că cumva o clasă politică, la nivelul general, de pe tot eșichierul politic, ar trebui să-și asume niște targeturi însemnând
toți, fiecare partid politic vine și spune, domnule, noi o să facem autostrada nu știu care, noi o să facem nu știu ce, noi o să facem. De ce? Nu văd de ce cineva, adică nu văd, îmi dau seama. Ideea e că poporul ar trebui să-și dea seama și să pună presiune de așa natură încât pe o întreagă clasă politică și să-și asume un target în sensul de a face. Dom'le, nu mai facem niciun fel de autostradă, facem autostrada de la nord la sud sau de la Arad la Giurgiu. Ok. Toată ținta noastră este către această autostradă. Apoi ce avem nevoie? Să înființăm, nu știu, spitale, chestii de genul ăsta în comune cu spitale, centre medicale sau așa mai departe, în sănătate. Adică niște ținte extreme de benefice și de importante pentru societatea noastră, pe care să și le asume o întreagă clasă politică. Pentru că în momentul în care, exact cum spuneai, de ținte pe termen lung, pentru că în momentul în care noi spunem, face Partidul Căiei Social, acum Democrat la Guvernat, și apoi ceilalți, n-am putut din cauza lor. Dacă am putea urmări o chestie de genul ăsta, eu zic că ar fi minunat pentru țara noastră. Și apoi, mă gândeam deja la un al doilea subiect pe care să-l abordez în momentul în care un partichet a adus în discuție. Cred că ar mai trebui, cumva, noi, poate, fiind de stânga, să aducem în discuție mult mai mult pe media ce ar trebui să însemnăm noi ca indivizi pentru societate și aportul nostru pe care trebuie să-l dăm înapoi. Toată lumea, majoritatea cetățenilor, nu toată lumea, își expun întotdeauna, mai ales pe media în ziua de astăzi, faptul că ei plătesc contribuții, că ei plătesc la stat, că ei plătesc impozite, că ei plătesc... Dacă am putea face, eu știu, un proiect de genul ăsta, care să înțelegem fiecare exact ce spune și cu care ai adus tangențial în discuție, ce trebuie să dăm noi înapoi către societate? Să pricepem că voluntariatul e foarte important și chestiile astea ne educă și putem să dăm înapoi puțin, fiecare puțin în dreptul lui, atunci probabil o să ne îndreptăm cu pași mai rapid către ținte mai bun. Cam asta ar fi. O scurtă completare. Da. Prima remarcă era că cred că aici în sală sunt destul de mulți care au participat la Agenda 2000, prin care conferința de la Rio de Janeiro s-a stabilit obiectivele de dezvoltare durabilă. Cred că pe hârtie au fost îndeplinite toate. Deci, sunt aici destul în sală care au avut obiective aici în primăria Giurgiu. Mă rog, exact. Au fost îndeplinite strict doar pe hârtie. Încă mai avem toalete în curte la școală. Și nu cred că ideea de a stabili un sfat al bătrânului care să evalueze dacă au fost îndeplinite obiectivele e un criteriu. E un criteriu. Cred că stânga ar trebui să propună o scară de evaluare, o scară nouă de evaluare a politicienilor. Pentru că dacă nu avem, nu propuneți un mod de evaluare care să fie aplicabil la toți, atunci n-ai cum să definești dacă unul e bun sau nu. Că fiecare face și ceva bine și ceva rău. Va trebui să definiți asta. Al doilea, conceptul de dezvoltare durabilă e foarte interesant, mai ales în viteză, în ideea unei cooperări internaționale, unde socialiștii români stau foarte prost, e vorba antrenată. Cum vă raportați la verziile stânga din Europa? Okay. Pentru că aici discutăm de PES. Iria nu mă spate revoluție. Da, corect. O să las pe colegul meu, Victor Iulescu, să răspundă la partea de PES, că este mult mai îndreptățit să o facă decât sunt eu. Însă, eu aș dori să răspund la ceea ce a spus dumneavoastră mai devreme cu aceste proiecte care, într-adevăr, ar fi extrem, extrem de utile. Însă, cred că trebuie să rămânem un pic realiști, să ne dăm seama că un consens așa general, la nivelul societății, nu știu dacă este atât de fesabil, mai ales între stânga și dreapta. Dreapta, am văzut... în ultimul an, nu mai știu, au apărut, am văzut ceva știri care m-au speriat. Spre exemplu, cu PNL, care susținea că sau cineva din PNL la un moment dat susținea că ar trebui să privatizăm sistemul medical pentru că arată rău. Eu cred că
noi, pentru că suntem de stânga, ar trebui să acționăm în acest sens, să combatem un astfel de discurs pe care eu îl consider periculos. Am un prieten care locuiește în Statele Unite și a venit anul trecut în vizită în România și ne povestea acolo cum funcționează acest sistem privat. A fost răcit. A avut dureri de cap, s-a dus la spital și acolo unde lucrează are asigurare medicală care îi plătește 90% din toate cheltuielile medicale. L-au ținut peste seară să facă, peste noapte să facă câteva analize, a doua zi a plecat acasă, nu știu, cu Nurofen și n-avea nimic serios. Și apoi a venit de plata cei 10%, însemnând $800 dintr-o factură de $8,000 pe care pentru o seară de analize la... Bun, acum dacă ne uităm în România, avem o trimitere și putem face acele analize gratuite. Înseamnă foarte mult. Mulți oameni nu își permit pur și simplu să beneficieze de aceste servicii medicale în SUA. Pentru că nu au bani. Asta înseamnă un sistem privat. Ca să nu mai vorbesc de avocați care te urmăresc să demonstreze că tu, de fapt, ai mai avut nu știu când o problemă și atunci asigurarea nu se mai aplică pentru tine. Și degeaba ești asigurat, pentru că oricum nu-ți plătește nimeni. Adică sunt probleme care apar și pur și simplu temele astea se aruncă în discursul public, așa cum, iată, o rezolvare a deficiențelor din sistemul medical din România, privatizarea. Nu e neapărat așa. Iar noi cred că ar trebui să, cu mici sau proiecte mari, să venim tot timpul în spațiu public cu un discurs și să le arătăm celorlalți, poate așa, explicăm și tinerilor de ce e important să fie de stânga și să susțină partide sau mișcări care propun politici de stânga. Mulțumesc! Eu cred că atunci când te implici în politică, nu te implici în politică pentru a fi cool. Doar de dragul de a face pe placul celorlalți. Eu cred că trebuie să te implici în politică pentru a schimba ceva. Pentru a pune în aplicare ceea ce crezi. Ideile, valorile tale, proiectele în care tu crezi și care crezi că poți să aducă o valoare adăugată celor din jur. Eu cred că dacă suntem mai puțin populiști și facem mai degrabă ceea ce considerăm că este oportun, atunci, cu siguranță, poate o să tragem și simpatia oamenilor. De aceea, la această idee că trebuie să stabilim o scară, da, nu răspund într-un sens pozitiv, pentru că nimeni nu le știe pe toate, nici măcar noi. Dar aș prefera totuși să încercăm să mergem în această direcție. Sunt foarte mulți, din păcate, care oameni care fac politică la noi în țară și care dau bine la televizor, dar care, dincolo de ceea ce fac sau spun la televizor, fac prea puțin. De exemplu, noi în Best Activist România, când spunem anumite lucruri, căutăm să și facem. De exemplu, dacă vine componenta socială, avem un proiect pe care l-am început în urmă cu 7 ani, se numește Zâmbetul de Sărbători, prin care am venit în sprijinul a mii de copii la nivel național. Au fost mai mulți colegi care au inițiat acest proiect, chiar și aici în sală, colega mea, Jelena Sitaru, secretarul general al organizației noastre, și chiar facem ceva. George, de exemplu, aici la Giurgiu, a demarat un proiect pe care am încercat să-l reprezintem și la nivel național, Șansa la Cultură. Ne-am dat seama că oameni din societatea noastră nu au acces la cultură, nu doar tineri. Și copii și oameni mai în vârstă nu au acces la o piesă de teatru, n-au mai mers la un film, n-au mai văzut n-au mai citit o carte. Deci am încercat să facem lucrul acesta, cel puțin anual, prin care să oferim acest tip de oportunitate. Pentru că declarațiile politice sau textele frumoase sau pozele interesante de la televizor să fie acompaniate de substanță. Eu cred că oamenii din politică trebuie să înțeleagă că ei nu trebuie să fie doar niște purtători de cuvânt. Trebuie să fie exemple în societate. Și prin exemplul lor, sper eu, pozitiv, îi pot inspira pe ceilalți să se implice și ei, acolo unde stii, pentru a schimba lucrurile în bine. Și de ce nu politicienii trebuie să-i facă pe oameni, da, poate chiar și pe ei, se remarce când pe stradă lucrurile nu sunt ok, când la școală lucrurile nu sunt ok, când la spital lucrurile nu sunt ok, când la locul de muncă nu este bine că sunt oameni care spun să lucreze peste orele de muncă fără să fie plătiți. Când antreprenorul nu are nicio plasă de siguranță atunci când dă faliment. De foarte multe ori, nu din cauza lui. Asta înseamnă, practic,
ceea ce se poate întâmpla sau ar trebui să se întâmple, zic eu, într-o societate care vrea să fie consolidată. Obiectivele de dezvoltare durabilă au avut vicii. Mai ales pe prisma faptului că erau niște obiective generale și prea puțini indicatori. De aceea m-am referit la ceea ce înseamnă obiective de dezvoltare sustenabilă. Noul concept pe care cu siguranță îl cunoașteți, care cred eu că este mai precis. Nu este perfect. Am l-am menționat tocmai din această idee de a arăta că există totuși niște lucruri, da, obiective, care pot fi atinse, da, prin politică. Ai indicatorul, domnule, câți oameni au acces la apă potabilă? Câți oameni au acces la canalizare? Câți copii nu merg la școală după anumită vârstă? Și pe subiectul ăsta, cred că stăm foarte rău. Ce facem noi în așa fel încât copiii să nu părăsească școala mai devreme decât trebuie? Eu personal am fost chiar în județul vecin, în Călăraș, la o familie. Erau doi băieți. Un băiat, pentru că a fost sprijinit din afara familiei și l-am sprijinit și noi, merge la școală, a devenise campion european de junior de box. Fratele lui, cu un an mai în vârstă, nu a fost sprijinit, nu mai mergea la școală. Și nimeni în societate nu reacționa. L-am întrebat pe primar, tu ce faci? Primarul, păi nu merge la școală. Și de cât timp nu merge la școală? De 3 ani. Ce faci tu ca să schimbi lucrul ăsta? Am întrebat pe vecini. Ce fac vecinii ca, dacă tot au remarcat că de 3 ani nu mai merge copilul la școală, să meargă copilul la școală? Tot îmi spuneau, păi așa, de ce-s copilul? Ok, copilul are dreptul să decide. Dar întrebarea mea este dacă a discutat cineva cu acel copil, să-i explice de ce e important. Dacă a căutat cineva să ajute acea familie să trimită copilul la școală. Și era greu celor din familie să trimită copilul la școală, din diferite motive. De foarte multe ori stăm așa nepăsători, unii, nu toată lumea, evident, și credem că lucrurile se vor rezolva de la sine. Și dacă nu se rezolvă, politicienii îți devine. Toți sunt răi să plece acasă. Probabil că sunt mulți. Dar eu cred că ar trebui să vină o energie și de la noi pentru a schimba lucrurile, să ne dăm seama că avem într-adevăr și drepturi și obligații. Așa că, cu siguranță, ca să termin, cartea noastră nu va rezolva toate problemele. Am vrea, ar trebui să facem poate câteva volume. Încercăm să spunem apăsat că există subiecte și probleme sociale în România la care putem oferi răspunsuri, la care există de foarte multe ori răspunsuri. Există inclusiv răspunsuri care au fost date, dar trebuie să ne gândim în continuare. Trebuie să lucrăm. Un om de stânga este un om care nu este de cele mai multe ori mulțumit, care vrea tot timpul mai mult, dar care este tot timpul disponibil să contribuie în a face mai multe lucruri. A fi de stânga e un lucru la fel de normal precum a fi de dreapta, dar eu zic că a fi de stânga înseamnă să fii mai deschis către societate. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru participare, dar n-aș vrea să închei înainte de a mai pune o întrebare eu, domnului Negrescu, având în vedere situația politică la nivelul Uniunii Europene și negocierile care se poartă la momentul acesta pentru a se stabili conducerea instituțiilor europene. Dacă România merită și dacă poate să obțină ceva în aceste negocieri. Mulțumesc! Da, o întrebare la care am răspuns recent și nu toată lumea e mulțumită de răspunsurile pe care uneori le dau. În 2006 am creat împreună cu o serie de colegi această structură care se numește PESA Activist România. Eram 20 de persoane, astăzi sunt peste 10.000 de colegi, de persoane înscrise în rețeaua noastră. Și în 2006, când vorbeam despre faptul că stânga europeană va ajunge, sper eu, să conducă din nou Uniunea Europeană, pentru că stânga a jucat un rol important în construcția acestei Uniuni Europene, mulți spuneau că nu se va întâmpla. Ne-au spus și în 2007 la alegerile europarlamentare făcute în România, și în 2009, și în 2014, și în 2019. Iată că acum, după aceste alegeri europene, chiar dacă în România stânga a cunoscut un oarecare recul, la nivel european, stânga are din nou șansa să ocupe una din funcțiile importante. Președinte al Comisiei Europene, sau poate altă funcție, eu sper funcția de președinte al Comisiei Europene, ceea ce e un lucru, zic eu, pozitiv.
Dacă se va întâmpla acest lucru, dar nu doar dacă se va întâmpla acest lucru, eu cred că România are argumentele necesare pentru a fi bine reprezentată în viitoarea Comisie Europeană, sper eu, cu un portofoliu care să corespundă așteptărilor noastre, dar și ponderii pe care țara noastră o are la nivel european. După Brexit, România va deveni al șaselea stat ca pondere și în contextul ăsta, probabil că și reprezentarea trebuie să fie aceeași. Nu este ușor ca după câteva portofolii de mare anvergură să obții în continuare un portofoliu important, dar eu cred că putem să facem lucrul acesta, mai ales după o președinție la Consiliul Uniunii Europene foarte bună din punct de vedere tehnic. Și eu cred că dacă reușim să identificăm de ce nu poate și personalitatea care are expertiza și cunoștințele necesare și contactele necesare la Bruxelles, vom reuși să obținem un astfel de portofoliu. Evident, totul se va decide după ce liderii europeni vor decide acest lucru. După cum ați văzut, inclusiv pe filmulețele date, ați văzut premierul bulgar negocia cu Frans Timmermans, discuta, lucrurile sunt foarte clare, da, în aceste negocieri. Evident, sunt convins că, sau sper ca și cei care reprezintă România la cel mai înalt nivel, să negocieze la fel de clar și să obțină ceea ce trebuie pentru țara noastră, dar mai ales ceea ce trebuie pentru Uniunea Europeană. Pentru că dacă Uniunea Europeană devine mai puternică, mai dezvoltată, cu siguranță și România poate profita de pe urma acestor lucruri.